Sfântul noul mucenic Zorz, George, din Mitilina. Sfântul George, Zorz, era din Georgia și a fost vândut ca sclav când era copil. Stăpânul său, un musulman din insula greacă Mitilene, l-a obligat să se convertească la islamism, numindu-l Sali. După moartea stăpânului său, George a rămas pe insulă și și-a deschis un magazin mic. În 1770, când a împlinit 70 de ani, s-a înfățișat autorităților, spunându-le că este creștin ortodox. Cadi a crezut că acesta și-a pierdut mințile, știind foarte bine că dacă ar declara așa ceva, ar fi condamnat la moarte. În ziua următoare, George a fost interogat din nou și apoi bătut. El a îndurat chinurile în tăcere, dar nu și-a părăsit credința. După alte și alte torturi, Sfântul Martir a fost spânzurat în 2 ianuarie 1770, primind cununa de biruință de la Mântuitorul Hristos. Sfinte George din Mitilina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!